ajută foarte mult la plasarea sau înserarea implantelor, cu toate că întotdeauna mai trebuie să și controlăm fără digital dacă implantele sunt poziționate bine. Unde încă digitarea n-a intrat deloc și foarte important de știut este în metodele chirurgicale. Deci la incizii, la crearea lambouului, la manipularea țesuturilor moi, este foarte puțin de presimțit din ce înseamnă digitalizare. Lumea crede că cu digitalizare ne ajută foarte mult, dar în chirurgia parodontală, mucogingivală, digitalizarea nu ne ajută deloc. În schimb, să vedem cum e anatomia, să vedem, să putem face planul inserării implantelor din punct de vedere protetic și chirurgical acolo, da. Dar în chirurgia mucogingivală încă nu. Astăzi cred că cele mai mari provocări în implantologie este repararea problemelor pe care le avem în implantologie, ca periimplantită, ca recesiuni la implant. Văd din tot mai mult că colegii îmi trimit mie complicații pe care au cu recesiuni la implante și încearcă ei singuri să repare aceste complicații ale implantatelor și de fiecare dată complicația devine tot mai mare. Iar din punct de vedere a periimplantitei, tratării, încă nu avem un protocol, dar problemele sunt tot mai mari, deoarece deja avem implantate care sunt inserate de 20, de 30 de ani și aceste implantate încep să aibă complicații. Ce am constatat încă că la foarte multe din aceste complicații, țesutul moale și calitatea țesuturilor ca gingia keratinizată, ca gingia atașată, este necesară pentru a menține pentru a menține implantatele cât mai mult inserate la pacienți. Deci sfatul pe care îl dau tot mai mult la foarte mulți medici care vor să înceapă în implantologie este să-și găsească un mentor. Foarte important este astăzi să avem un mentor care să-și dea seama care sunt prioritățile. Chiar acum, zilele trecute, am avut niște congrese și cursuri pentru EO sau pentru rezidenții de la Boston University de la Michigan și mi-am dat seama că le e foarte greu mai acum în perioada asta online, de Zoom, fără mentor, să înțeleagă care sunt prioritățile. Un mentor este foarte important și atunci când ne îndrumă spre ce să citim, ce literatură este necesară, cum să aplicăm în clinică ceea ce există în literatura internațională în ziua de astăzi și în lumea modernă. Deci, tot mai mult cred că mentorul este absolut necesar în implantologie, dar cred că în toate domeniile ale stomatologiei în ziua de astăzi.